ca tu să-ți faci rânduială în viața ta. Și binecuvântat este omul care se crede în Dumnezeu. Și cine spune nădejdea în Dumnezeu, spune cuvântul lui Dumnezeu că este ca un pom sărit în un izvor de apă. Și ce minunat este atunci când rădăcinile tale sunt înfiltrate la cuvânt, la sursa. Frații au vorbit atât de minunat, au amintit despre cuvânt, este Iisus Hristos. Să știți că Dumnezeu este acela care ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția lui Dumnezeu. Și prin sângele Lui avem noi iertarea păcatelor. Și prin rănile Lui noi de fapt suntem tămăduiți. Ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Când Dumnezeu ne-a izbăvit din împărăția lui Dumnezeu. Primul cuvânt care auzim și în lume și între pocăiți, să fim niște oameni de omenie, de rând și de socoteală. Având o putere sfântă și glorioasă, așteptând și grăbind venirea Domnului. Luca declară despre Iisus Hristos. Și toți prorocii declară despre Iisus Hristos. Și noi la timpul nostru declarăm despre Iisus Hristos că El este Alfa și Omega. Este începutul fără de sfârșit. Este regele regilor. Este împăratul împăraților. Este ușa oilor. Este pâinea ce s-a coborât din cer. Și lista ar putea continua. Domnul este păstorul meu. Și ai pe nenamii. Că și al vostru este. În această zi ai venit aici și ai nevoie de binecuvântare. Ai nevoie de pecetuire. Ai nevoie de umplerea Duhului Sfânt. Fiindcă ai păzit cuvântul repării mele, spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Apocalipsei. Și eu te voi păzi din ceasul încercării care are să vină peste întreaga omenire. Și voi avea milă de voi. Mare tata milă de copilul lui care slujește. Slujiți-vă unii altora cum? Cu dragoste. Căci toată legea lui Dumnezeu se cuprinde într-o singură poruncă. Să-ți iubești aproape de capul tău de Iisus. Sigur, trebuie să ai frică temere. Frica de Domnul este, de fapt, începutul. Și ferice de cel ce o păzește. Spune cuvântul lui Dumnezeu că are o minte sănătoasă. Iar frica de Domnul este, de fapt, urâtea răului. Trufia, mândria, clevetirea, dușmănia, vorbirea de rău. Și lucrurile astea, mă bazez pe cuvântul lui Dumnezeu, spune că nu sunt plăcute Domnului. Ți s-a arătat, Domnule, ce este bine, de fapt. Și ce alta cere Domnul de la tine? Decât să faci dreptate, să iubești mila și să unii smerit cu Dumnezeul tău. Eu știu lucrurile care sunt descoperite. Despre frazi, despre surori care sunt de față și văd. Dar cel ce vede ascuns este Fiul lui Dumnezeu. Cel ce vede taina și gândurile și îți cunoaște inima este Iisus Hristos. Te mărturisești, fraților, surorilor, anumite lucruri, că nu-ți merge bine în viață, că ai avut o întâmplare care știu eu, ai suferit. Cu soția nu te împaci, cu soții nu te împaci, copiii nu te mai ascultă. Iisus Hristos este soluția. Aleluia! Întoarce-te la El și spune Lui ce n-ai spus nimănui. Totuși în sufletul tău este ceva care n-ai spus. Dar în această zi ai ocazie să spun, Iisuse drag, am nevoie de tine. Și îți mulțumesc că ai venit acolo pe crucea de la Golgota și pentru mine. În această zi, dacă sunt aici, este datorită ție. Sigur și știu că tot ce voi face în continuare,
atât de milă și îndurare, Ta. Noi nu ne putem lupta cu nimic, pentru că tot ce avem este de la Tata. Dacă ți-o purta Tata de grijă să vii aici, încă de dimineață când te-ai trezit și ai văzut că părinții tăi sunt bine, copiii tăi sunt bine, aleluia! Este primul cuvântare care ți-o dat cu Domnul. Noi avem datoria să ne rugăm unii pentru alții. Să ne rugăm pentru cei ce conduc bisericile. Să ne rugăm pentru cei care au un dar. Să ne rugăm pentru cei care sunt plecați, fie că sunt acasă, fie că sunt plecați departe. Datoria noastră este ca noi să ne rugăm. De când l-am primit pe Iisus Hristos în viața mea, în sufletul meu, El este direcția mea. Și în toate lucrurile, El să fie primul. Este bine să-ți iubești soția, familia, copiii, nepoții. Este o binecuvântare. Și Dumnezeu te-a binecuvântat cu copii. Ce bucurie mare am avut. Și ce răbdare mare am avut. Am avut răbdare să mă duc în spatele copilului să nu cadă. Am avut răbdare să nu urmăresc, să nu umblă la lucrurile care ar putea pune în viața în pericol. Dar a venit o vreme când copiii au crescut și scot singur de grijă. Spunea un frate aici că tata a venit la turnul tău să caute rog 3 ani de zile. A avut răbdare 3 ani de zile. Ca tu să te întărești, ca tu să urmi pe picioarele tale, ca tu să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Și de la un timp Dumnezeu are pretenții. Și vine la pomul tău să caute rog. Și de fapt tu, prin răutatea ta, prin felul tău de a fi că nu iubești, nu dăruiești, n-ai cum să ai pom, fructe, rod, n-ai cum. Și unii care au, în loc ca crengile să fie aplicate jolos, ca cel ce vrea să ie eroare, să ie frumos, iar își ridică crengile sus. Și aici este o problemă de mândria. Dumnezeu este potriva celor buni. Și parcă văd cu ochii de credință, vine acel grădinar în fugă și spune, oprește-te, omule, cum să fac? Că uite-te în părmile mele, rănile acestea. Uite-te în coasta mea. Uite-te de la fața mea cea brăzdată de lovituri și plină de sânge. Cum să fac? Eu am suferit pentru pomul acesta. Dar știi ce, tată? Te rog mai lasă și anul acesta. Că am să mă ocup personal de el. Am să-i pun de toate ce este de trebuință. Și atenție ce spune grădinarul. Și poate va da roadă. Dumnezeu nu forțează pe nimeni, frate și soră. Și bunătatea lui Dumnezeu de fapt îndeamnă pe noi să ne pocăim. Dumnezeu este acela care trece prin încercări, prin suferință. Eu nu eram un om ascultător, era un Dumnezeu. Și lasă că-i bun Domnul, lasă că mă iartă Domnul, nu duc eu un mesaj, nu fac eu lucrul acesta. Și s-a îndepărtat să nu poată să facă lucrarea lui Dumnezeu. Și când am trecut prin strâmbitorare, prin necaz, știi ce a spus omul acesta după 3 zile? Din strâmbitorare ne-am strigat la Domnul. Aleluia! Păi de unde ai strigat? Atunci când erai furat, atunci când erai înferință, atunci când ai fost în spital și când ai strigat, ce interesant Dumnezeu. Și spune că Dumnezeu m-a auzit, l-a ascultat. Din strâmbturarea mea am strigat la Domnul și Domnul m-a ascultat. Auzi și m-ai izbăvit de toate temerile mele. Și apoi Dumnezeu este acela care te-a scos din moșie, ți-a pus piciorul pe scrâncă și ți-a pus în gură o cântare de laudă. Noi toți trebuie să fim niște oameni neprihăniți. Dumnezeu se laudă cu omii din vechime. Trebuie să fim neprihăniți, drept, ascultător, păzitor, împlinitor. Să păzești toată rânduiala lui Dumnezeu și porunca lui Dumnezeu. Mai ești aici? Dumnezeu să binecuvinteze, frate, surorile. De dimineață încă când m-a trezit un telefon. Sigur, eram adâncit în somn.
Și a sunat telefonul, Domnul să vină că vinteze mesagerul Domnului. Și a spus, frate, știu că te-am trezit, dar să vii la biserică. Și interesant lucru. Tu care ești predicator, tu care ești întăreț, tu trebuie să fii un pescar de oameni. Tu trebuie să arunci năvodul care este cuvântul lui Dumnezeu în mare și să atumpe și să-l pui în barcă, în barca lui Iisus Hristos care este biserica. Că va veni o zi când acea barcă se va duce la țări. Și cel minunat este atunci că spune mulți chemați, puțini aleși. Nu toți ce zic, Doamne, Doamne, vor intra în Împărăția Lui Dumnezeu. Și apoi avem datoria să aruncăm plasa, nu vă duc peste copiii noștri, peste nepoții noștri, peste prietenii noștri, peste cei din lume, dragostea de frasă, iubirea de... Apoi ești pocăit. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Rămân la aceste cuvinte, probabil mai sunt și fratele